fiecare an organizăm topul firmelor private ale IMM-urilor din județul Suceava. Suntem la a 21-a ediție. Este deja o tradiție pentru noi ca să mulțumim mediului de afaceri, fiindcă rezistă, să le mulțumim că sunt alături de noi, sunt alături de Federația IMMA Județului Suceava, iar noi facem tot ce depinde de noi să-i reprezentăm. Președintele Federației Sucevene, Liliana Gheorghicese, a precizat că la eveniment au fost premiate peste 100 de firme din județul Suceava, alături de conducerea Consiliului Național al Întreprinderilor Private, mici și mijlocii din România, autorități publice locale și centrale, instituții publice, instituții bancare, alte organizații și organisme de la nivel local, național și internațional, colaboratori și parteneri ai Federației Patronale IMM din județul Suceava. Prezent la Suceava, președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Mici și Mijlocii din România, Florin Gianu, a ținut să aducă precizări statistice prevăzute în Carta Albă a IMM-urilor lansată în acest an. În ultimii 5 ani, peste 16% dintre firme și-au redus activitatea în regiunea Nord-Est, 63% dintre IMM-uri funcționează la aceiași parametri și numai 19% dintre IMM-uri și-au intensificat activitatea. Unul din trei întreprinzători consideră mediul de afaceri sau evoluția mediului de afaceri ca fiind stânjenitoare. Deci 30% dintre întreprinzători. Favorabil afacerilor numai 12%, iar neutră aproape 60%. În ceea ce înseamnă evoluția economică a anului viitor, aici constatăm o creștere, nu semnificativă, dar o creștere de la cei 12% menționate anteriori ca fiind favorabil dezvoltării afacerilor, avem o creștere de 3% și urcăm la 15%. Deci 15% dintre întreprinzătorii din regiunea Nord-Est consideră că anul viitor va fi un an, o evoluție pozitivă, o evoluție favorabilă a afacerilor, neutră 56%, stânjenitoare, îmi cer scuze, 28,79%. Deci iată că iarăși aproape unul din trei întreprinzători consideră că evoluția va fi stânjenitoare. În topul nostru, numai unul din 10 întreprinzători consideră drept favorabilă sau ca oportunitate obținerea unui grant din fonduri europene. Deci acesta cred că ar trebui să fie un semnal foarte puternic trimis de către mediul de afaceri dacă unul din 10 întreprinzători consideră o oportunitate fondurile europene. Fondurile europene care ar trebui să fie, de fapt, principalul motor de dezvoltare al economiei. Reprezentanții Consiliului Național au vorbit despre propunerile lor legislative privind necesitatea unei legi a debirocratizării, precum și a unei legi a prevenției, prin care statul să fie obligat să prevină înainte de a controla și amenda. Pe de altă parte, IMM-urile vor să lanseze o campanie sub denumirea România Tricoloră, prin care solicită firmelor românești să arboreze drapelul la sediul lor. Trebuie să fim mândri că avem o firmă care are rezultate, să fim demni, să nu mai fim umiliți de organele de control, să fim mulțumiți de activitatea care o desfășurăm și să arătăm la concetățeni că suntem buni români. În cadrul galei de premiere, Federația Patronală a Întreprinderilor Mici și Mijlocii din județul Suceava a recompensat cu premii speciale 12 firme care au contribuit în mod deosebit la dezvoltarea județului și care s-au remarcat prin investiții importante, dezvoltarea afacerilor, crearea de locuri de muncă și continuitate în afaceri. În ordine alfabetică au fost premiate companiile Bermas, Calcarul, Corsem Impex, Elite Tour, Eurotehnic, General Construct, Sece Killer, Lăcusta Prodcom, Mărțișorul Com, Romfur, Queen Flower și Superstar. De asemenea, un premiu special cheia succesului a fost acordat unui întreprinzător din diaspora care a investit în dezvoltarea economică a județului, respectiv compania Expert IBB Construct. Premii speciale au mai fost acordate firmei Casa Poveste, SRL, pentru promovarea și păstrarea tradițiilor bucovinene, precum și gazdei evenimentului Sece Polaris Cafe SRL. Un trofeu aniversar a fost acordat și companiei Bucovina ISA Suceava pentru aniversarea 25 de ani de la momentul privatizării. Consiliul Național al Întreprinderilor Private, Mici și Mijlocii din România va organiza un eveniment similar la București pe 25 octombrie, care vizează firme din toată țara.